Fostul edil al Constanței Radu Mazăre, în vârstă de 52 de ani, a fost achitat ieri de Curtea de Apel Constanța în dosarul în care a fost judecat pentru că ar fi vândut la un preț subevaluat mai multe terenuri din Mamaia. Curtea de Apel Constanța a decis achitarea fostului primar pentru abuz în serviciu. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă. În luna mai 2018, Mazăre a fost condamnat în acest dosar de Tribunalul Constanța la 3 ani și jumătate de închisoare pentru vinderea la un preț mai mic decât cel al pieței a unuia dintre terenuri. La pedapsă s-au mai adăugat încă patru ani și jumătate de închisoare pentru că a vândut tot la un preț subevaluat un alt teren. Încă 2 ani și jumătate de închisoare a primit pentru că nu a suspendat din funcție mai mulți angajații primăriei care fusese retrimiși în judecată. Instanța a decis atunci contopirea pedepselor. Radu Mazere ar fi trebuit să ispășească o pedepsă de 6 ani și jumătate de închisoare. Potrivit rechizitoriului, procurorii DNA estimau că prejudiciul ar fi ajuns la aproape 4 milioane de euro. Radu Mazere ispășește în prezent o pedepsă de 9 ani de închisoare în dosarul retrocedărilor din Mamaia. Este judecat în mai multe dosare instrumentate de procuror. Bori DNA.